găsit, îți spune Șervan Stănescu, la cea de-a patra întâlnire în cadrul serialului Confesiuni. Astăzi, tema pe care mă voi confesa este vocea interioară. Mi-am pus de multe ori întrebarea, cum am ajuns eu în dezvoltarea personală? Ce înseamnă dezvoltarea personală pentru mine? Care ar fi momentul aparte sau acel moment din existența mea când ceva deosebit s-a petrecut și din acel motiv, din cauza acelui eveniment, am ajuns să fiu aproape constant pe drumul dezvoltării personale. Și acum că am făcut o scurtă introducere în povestea acestui episod, o să trec la povestea propriu-zisă. Aveam aproape 6 ani. Asta înseamnă că era în primăvara anului 1965, puțin înainte de ziua mea, presupun, pentru că era foarte frumos afară. Și cred că cu un an sau doi în urmă, o mătușă de-a mamei mele îmi trimisese o pereche de patine cu rotile, din astea două nevoie, deci cu două rânduri de rotile. Mamă, vă dați seama, adică 1965, patine cu rotile? Da, cam asta era atmosfera aici, așa, înăuntru meu. Eram foarte încântat. Am ieșit afară, am început eu acolo să mă chinui să învăț să merg. Și la un moment dat mi-au făcut picioarele înainte. Și am căzut. Am căzut, bă, frate, dar am zis că a bubuit tot pământul cu mine. Ideea este că m-am lovit la coccis. Nu a dat așa, cum să zicem, popor. Am văzut steluțe frumoase, colorate, de toate felurile. Bineînțeles că a început să mă doară fundul, zdravă de tot. M-au ridicat eu copciul cu vai de jos, am început să umblu așa ca pisica. Și am ajuns pe trotuar, că era pe strada de șosea. Și la vremea aia am să fac o precizare. Treaba asta se petrece undeva în Petroșani, la Jiuri. Și pe strada care se numește Oituz. Asta e o stradă mică, mă rog, dar exista riscul să treacă, chiar treceau autobuzele pe acolo, dar treceau rar. Iar mașini din asta, proprietate personală, era așa un eveniment când treceau. Ideea era că exista acest risc, așa că am luat-o ușor, am dus pe trotuar și, având în vedere riscul, pe de o parte, pe de altă parte, durerea care așa, am început să merg eu așa pe trotuar și am început să plâng, bineînțeles că mă durea. Și la un moment dat, ceva se întâmplă. Aud o voce extraordinar de gravă. Și pentru cei care se pricep la muzică, gândiți-vă la tonalitatea C0, da? Sau Do0. O claviatură normală începe pe la mijloc cu Do3. Deci Do0 înseamnă 4 octave mai la stânga. Deci tasta cea mai din stânga. Aia era tonalitatea. Și vocea asta care m-a chinuit eu după aia să-mi dau seama, venea de peste tot și de nicăieri, mi-a spus: ești stăpânul lumii. Am încremenit, am simțit efectiv că am paralizat. Povestea asta s-a terminat, aș zice, chiar niciodată, pentru că m-am mai întâlnit cu vocea aia într-o împrejurare mult mai dramatică decât asta căzătorii, care până la urmă a trecut. Ideea este că zile și după aia, când plângeam, când eram îngrozit, când eram terorizat, și totuși, vocea respectivă, așa,
extraordinar de gravă și care venea de peste tot și de nicăieri, că asta era chestia. M-am uitat în sus, la cer, m-am uitat în stânga, în dreapta, m-am învârtit la un moment dat în nebuniță, doar am zis, cineva își bate joc de mine, face o farsă, aș zice eu acum. Da, la vremea aia, cam atâta cred că eram eu capabil să formulez că își bate joc de mine. Să mai întâmplase. În sfârșit, să trecem peste chestia cum se mai întâmplase. Ideea este că era foarte greu de digerat pentru mine, e stăpânul lumea. Adică ce vrea să însemne asta acum? Adică să stăpânul lumea. Ce-i aia? Ce-i prostia asta? Mi-a luat foarte mulți ani de zile să înțeleg la ce anume se referă. A doua oară când s-a petrecut evenimentul, s-a petrecut în niște circunstanțe care m-au ajutat să lămuresc, dar partea interesantă a faptului este că am recunoscut vocea, era absolut aceeași, venea de peste tot și de nicăieri. Ok, cam asta ar fi povestea. Impresia care a produs-o asupra mea fenomenul respectiv a fost atât de puternică încât mi-am dorit enorm de mult, ani de zile, să lămuresc ce e aia, de unde venea vocea. Acum poate cei care mai au idee cum e chestia cu Dumnezeu se gândesc că era vocea lui Dumnezeu. La vremea respectivă asta a fost singura idee care m-a mulțumit aproximativ așa, că mi-a vorbit Dumnezeu. Dar am zis, bă frate, cum poate să-mi vorbească Dumnezeu să-mi spune că eu sunt stăpânul lumii când El e stăpânul lumii? Deci era o contradicție imposibil de un păcat, să spun așa, înăuntru meu. Am dat vina pe el, bineînțeles. Ce are Dumnezeu cu mine, deci bate joc așa de mine. Asta era varianta cea mai confortabilă la momentul respectiv. Așadar, cam asta ar fi confesiunea de astăzi. Vocea interioară. Mi-am dat seama multă vreme după, punând cap la cap articole, cărți, o grămadă, filme, care mai de care mai ciudate, apoi articole pe teme legate de, hai să spunem, neuroștiință și cunoaștere și problema conștiinței în particular. Am avut preocupări strane încă de mic copil. Deci, cam asta ar fi ideea. Întâlnirea cu vocea interioară poate să-ți schimbe destinul și să te direcționeze către dezvoltarea personală sau, cum îi zic eu și îmi place că sună mai bine așa, autocunoaștere, pentru că în ultima instanță dezvoltarea personală, eu cred că 75% este autocunoaștere și restul este corelațiile pe care le faci cu realitatea, între realitatea interioară, din care face parte și vocea interioară fără discuție, și realitatea exterioară. Dar despre asta poate o să vorbesc cu alte ocazii, poate și despre povestea cu a doua întâlnire cu vocea interioară. Ok. Săptămâna luminată, îți spune Șerban Stănescu, și te rog, dacă te-ai întâlnit cu fenomenul și vrei să discutăm, înscrie-te la webinarele noastre de sâmbătă, ora 19, ora Bucureștiului. S-ar putea să ne folosească tuturor întâlnirea. O zi super faină. Toate cele bune, încă o dată îți spun.